Bine ați venit pe canal! În acest videoclip vom parcurge împreună capitolul celula din manual care vă pregătește pentru admiterea la medicină. Vă recomand să urmăriți acest videoclip înainte și după ce ați citit materia din manual de biologie. Rețineți că odată ce ați înțeles materia, timpul necesar pentru a învăța un capitol se poate reduce la jumătate. Așa că hai să-i dăm bătaie! Manualul de biologie începe acest capitol enunțând faptul că celula este unitatea de bază morfo-funcțională a materiei vii. Doar ce cuvântul morfofuncțional îl veți întâlni în fiecare curs de medicină, nu doar acum în cursul pregătirii, este necesar să înțelegeți foarte bine la ce se referă. Cuvântul morfo-funcțional este format din două cuvinte: cuvântul morfologic și cuvântul funcțional. Cuvântul morfologic se referă la forma și structura celulelor, iar cuvântul funcțional se referă, evident, la funcția celulelor. De exemplu, celulele nervoase au funcția de a transmite impulsuri electrice, iar cele musculare au funcția de a realiza contracția. Acum, pentru a fi sigur că am înțeles cuvântul morfo-funcțional, imaginați-vă un zid format din cărămizi. În calea unei ape în acest exercițiu de imaginație, cărămizile sunt de fapt celule și au rol morfo-funcțional, morfologic prin faptul că ele sunt structura din care este realizat zidul și funcțional pentru că au funcția de a nu lăsa apa să treacă. În continuare ni se vorbește despre forma celulelor. Inițial toate au forme globuloasă, iar pe parcurs pot deveni fusiforme precum celele musculare, stelate precum neuronul din imagine, pot deveni cubice sau cilindrice. Acum e momentul să începem cu adevărat călătoria în lumea medicinei sau în lumea pregătirii pentru medicină și să învățăm structura unei celule. Celulă are trei părți componente principale, membrana celulară, citoplasma și nucleul. Vom începe de la exterior spre interior, discutând în primul rând despre membrana celulară. În biologie ea mai poartă numele de plasmalema. Plasmalema sau membrana celulară este formată din fosfolipide și proteine. Acum, la dumneavoastră în manual urmează o frază destul de complicată. Citez. Fosfolipidele sunt astfel dispuse încât porțiunea lor hidrofilă formează un bistrat în interiorul căruia se află cuprinsă porțiunea lor hidrofobă. Să lămurim de la început un aspect. Hidrofil înseamnă că iubește apă, deci apa poate trece prin acea zonă. Iar hidrofob înseamnă că respinge apa. Deci, apa sub nicio formă nu poate ajunge în acea zonă. Haideți să reluăm. Porțiunea hidrofilă este, atenție, reprezentată de cercurile din interiorul și exteriorul membranei celulare. Iar culoarul liber din mijlocul acestora este porțiunea hidrofob. Haideți să repetăm încă o dată. Deci, dacă porțiunea hidrofilă este reprezentată de cercurile din interiorul și exteriorul plasmalemei, acestea nu resping apa. Deci, apa poate fi prezentă în interiorul celulei sau în exteriorul acesteia. Iar dacă culoarul liber din interior este hidrofob, atunci acesta respinge apa. Deci, sub nicio formă, nu putem găsi apă liberă în interiorul membranei celulare. Bun. Acum, dacă am înțeles noțiunea de hidrofil și hidrofob, ar trebui să ne fie ușor să înțelegem afirmația următoare. Acest miez, hidrofob, restricționează pasajul transmembranar al moleculelor hidrosolubile și al ionilor. Miezul hidrofob este evident canalul lăsat liber în interiorul membranei. El restricționează pasajul transmembranar al moleculelor hidrosolubile. Asta înseamnă că apa nu poate să ajungă în acea zonă. Practic, acest miez hidrofob oprește trecerea liberă a apei și a moleculelor dizolvate în apă. Bun, deci am înțeles că apa nu poate circula de capul ei din interiorul celulei spre exteriorul acesteia sau viceversa. Dar totuși, cum circulă apa și alte substanțe înspre interiorul și exteriorul celulei? E destul de simplu. Plasmalema este străbătută de proteine. Aceste proteine sunt denumite proteine transmembranare și sunt ca niște conducte prin care pot să circule diferite substanțe, printre care și apa. Datorită faptului că nu sunt uniform distribuite pe suprafața plasmalemei, acest model este denumit modelul mozaic fluid. În continuare, în manualul de biologie vi se vorbește despre prelungiri citoplasmatice acoperite de plasmalemă. Să vă explic. Pseudopodele din imagine pot fi întâlnite în cazul leucocitelor care încearcă să mănânce un microb sau această prelungire în formă de deget de mânușă, numită microvile, este întâlnită în epiteliul intestinului și a tubilor renali. Cilii din această imagine sunt tot niște prelungiri citoplasmatice și ajută la curățarea traheei de mici particule precum praful. Iar legăturile dintre celulele din această imagine sunt denumite de și solidarizează celulele între ele. Continuând de explicarea celulei dinspre exterior spre interior, urmează citoplasma. Dacă nu e clar până acum, citoplasma este porțiunea dintre membrana celulară și membrana nucleară. Deci, aceasta este plasma lema sau membrana celulară, cum vreți voi să o denumiți. Aceasta este citoplasma, și aceasta este membrana nucleară. Din punct de vedere structural, citoplasma are o parte nestructurată, denumită hialoplasmă. Aceasta reprezintă, de fapt, interiorul lichid al celulei, și o parte structurată. Reprezentate de organitele celulare. Organitele celulare se împart în organite comune, care se regăsesc în toate celulele, și organite specifice, care se regăsesc doar în anumite tipuri de celule. Să începem cu organitele celulare comune. Acestea sunt 6 la număr, iar noi vom începe cu reticul endoplasmatic. Ce vedeți colorat cu albastru este nucleul celulei. Puteți observa cum nucleul este înconjurat de un sistem de conducte legate între ele. Conductele ce au pe suprafața lor acele buline roșii sunt reprezentate de reticulul endoplasmatic rugos, iar conductele de pe suprafața cărora lipsesc acele buline roșii sunt reprezentante de reticulul endoplasmatic neted. Observați vă rog cum reticul endoplasmatic începe din vecinătatea nucleului și își întinde conductele până spre plasmalemă. Astfel e ușor de înțeles funcția principală a acestuia, și anume transportul prin interiorul citoplasmei sau, dacă preferați, transportul intracitoplasmatic. 2. Să explicăm ce sunt bulinele roșii alăturate reticulului endoplasmatic. Sunt o altă categorie de organite celulare comune, se numesc ribozomi. Aceștia pot fi regăsiți ori liberi în citoplasmă, ori asociați reticului endoplasmatic. Rolul lor este acela de a sintetiza proteine. 3. Aparatul Golgi este un sistem de vezicule și cisterne situat în vecinătatea nucleului celular. El are rol de a excreta substanțele celulare. 4. Mitocondrile au formă ovală și o dublă membrană. Sunt structurate în felul următor: o membrană externă, un interspațiu, urmat de o membrană internă. Membrana internă este plicaturată și, după cum vedeți în imagine, formează creste mitocondriale. În interiorul acestei membrane se află matricea mitocondrială, în care se află sisteme enzimatice care realizează fosforilarea oxidativă, în urma căruia rezultă ATP. Trebuie să rețineți că acest ATP nu este altceva decât energie. Foarte simplist spus, așa cum mașinile funcționează cu benzină, la fel și oamenii funcționează utilizând ATP. O metaforă reușită spune că mitocontile nu sunt altceva decât uzinele energetice ale organismului uman. 5. Lizozomii În această imagine vedeți o celulă, apoi zoom-in pe un lizozom. Aceștia sunt niște corpuscul sferici. După cum vedeți în imagine, în interior se află niște mici sfere de culoare verde. Ei bine, aceste sfere sunt de fapt enzime hidrolitice, iar atunci când sunt eliberate din interiorul izozomilor, au rolul de a distruge particulele asupra cărora se revarsă. De aici devine ușor de intuit funcția acestora, și anume distrugerea particulelor pătrunse în celulă. Practic, când o particulă străină ajunge în celulă, un lizozom își revarsă enzimele hidrolitice asupra acelei particule și o dizolvă este ca un fel de sanitar al celulei. 6. Centromerul este format din doi centrioli cilindrici perpendiculari unul pe celălalt. Este înconjurat de o zonă de citoplasmă densă, denumită centrosferă. Rolul acestora este în diviziunea celulară. Deoarece nu e cazul să vă încărcăm acum inutil memoria, încheiem aici discuția despre organitele celulare comune. A doua categorie de organite celulare sunt organitele celulare specifice. Termenul de specifice se referă la faptul că aceste organite sunt specifice a anumitor tipuri de celule. După cum urmează, miofibrilele sunt organite specifice cu rol contractil, sunt întâlnite în sarcoplasma fibrelor musculare. Neurofibrilele sunt o rețea întâlnită în citoplasma celulei neuronale, iar corpii nislă sau corpii tigrăizi sunt de fapt reticul endoplasmatic rugos pentru celula nervoasă. În sfârșit am ajuns la ultima parte din alcătuirea unui celule. În acest segment vom vorbi despre nucleu. Nucleul conține materialul genetic al celulei. Acesta controlează metabolismul celular și asigură ereditatea celulei, transmițând mai departe informația genetică. Dimensiunea unui nucleu variază între 3 și 20 de microni. Asemeni celulei, structura unui nucleu poate fi explicată de la exterior spre interior, astfel acesta este compus din membrana nucleară, carioplasmă, și nucleol. După cum se poate observa în imagine, membrana nucleară este dispusă în dublu strat, fiind alcătuită din două foițe. Foița externă conține ribozomi, acele organite despre care am discutat mai înainte și se continuă cu citomembranele reticului endoplasmatic rugos. Sub foița internă se află carioplasma. Aceasta conține granulații fine de cromatină, din care la începutul diviziunii celulare se vor forma cromozomii, iar sfera din mijloc este denumită nucleol. Acestea fiind spuse, am încheiat primul episod din seria filmulețelor menite să vă prezinte materia de admitere. Scopul acestora este de a vă ușura munca, dar dacă după vizionare nu citiți cel puțin o dată materia din carte, aproape le-ați văzut degeaba. Următorul filmuleț va fi despre proprietățile unei celule. Până data viitoare, mult succes și spor la treabă!